Astăzi veniți cu mine la supermarket pentru că am rămas cu frigiderul gol după câteva zile de călătorit și cu ocazia asta vă arăt și cum este organizat un supermarket aici în Japonia, care sunt prețurile și facem și cumpărături împreună. Hai să mergem, că avem tare multe de cumpărat. Cred că ar trebui să mai iau încă un coș și jos să punem băuturile și produsele mai grele. O să luăm mai întâi băuturile, vom lăsa fructele și legumele pentru la sfârșit. De fel, fructele și legumele sunt ceva mai scumpe aici în Japonia. Uite, avem Fanta la 1 litru, la doar 127 de ieni, un preț foarte bun. Și ceaiuri așa, tot la 2 litri, 149 de ieni. Asta este un ceai pe care noi îl bem de fel, cel de aici. Dar preferăm sticlele la 1 litru. Iar aici avem niște sticle la jumate, ceaiuri, Fanta de struguri. Pe partea cealaltă avem apă, Evian la 1 litru și jumătate, la 180 de ieni, o apă mare acolo jos la 2 litri, la 90 de ieni, o altă apă franțuzească, Volvic, la 148 de ieni. Am ajuns la raionul cu ceai verde și vreau să vă arăt ambalajul ăsta. Uitați cât este de superb, sau cel de aici. Avem frunze de ceai verde la 1400 de ieni, e ceva mai scump, dar vai, ambalajul ăsta este absolut superb și poate fi un suvenir foarte drăguț. Bineînțeles că avem și variante mai ieftine, avem ceaiuri de peste tot din Japonia, din locuri diferite, de la companii diferite. Acolo sunt ceva mai ieftine, 600 de ieni, 500 de ieni, 300 de ieni, iar astea de sus sunt ceaiurile mai scumpe. Oh, uitați-vă și la ambalajul ăsta auriu, îmi place auriul ăsta japonez. Care mult îmi place. Ok, și aici avem pliculețele de ceaiuri care sunt ieftine, 200 de ieni, 100 de ieni, 300 de ieni, 400 de ieni și așa mai departe. Avem și pliculețe de ceaiuri pentru a-ți face ceai rece, pentru că japonezii beau ceaiuri reci, nouă de fel nu ne lipsește din frigider și atunci când ne întoarcem în România ne cumpărăm astfel de plicuri ca să avem în continuare ceai verde rece în frigider. Și costă 400 de ieni. Ok, dar acum vrem ceaiuri gata preparate. În partea asta avem mai multe ceaiuri, ceaiuri cu fructe. Nu ne interesează. Ciocolată caldă, oare au Nesquik? Că Mira zicea că vrea ciocolată caldă, de fapt că vrea ciocolată rece, dar nu văd Nesquik. Uite, avem Nescafe și aici. Uite, că asta nu știam. Nescafe nu e 3-in-1, dar costă 300 de ieni cutia. Nu se dă la bucată. Așa, avem așa de la Nestle, asta e ceva ce n-am văzut până acum, Creamy Everyday. Ah, e ceai cu lapte, dar de la Nestle nu văd ciocolată caldă. Cafea și Nes? Ah, uite, au așa, Starbucks. Astea sunt capsule pentru a dolce gusto. Și avem și așa de la Starbucks, boabe, le găsești pur și simplu în supermarket, nu trebuie să mergi la Starbucks ca să le cumperi. Și hai să vedem cât costă o pungă de cafea. Bam, 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 care e cea mai ieftină de aici, că eu nu văd, 298 de ieni, asta nu e pungă de cafea, nu, aici ai cafeaua pe porții. Uite că nici asta n-am mai văzut până acum. Aici tot pe porții, deci cafeaua aici este pusă pe porții, uitați, avem multe pliculețe înăuntru. Dar vreau cafea boabe. A, uite aici boabe și putem să vedem cât e. Asta, de exemplu, e 358, e deja măcinată. Asta e 358. Și care ar fi cea mai ieftină? Cam asta, cam astea sunt prețurile, 358, 500. Ok, stați că am trecut de ceaiuri. Unde sunt ceaiurile? Să mă întoarcă pe de aici, avem sucuri naturale. Am putea să luăm un suc mare de mere pentru Mira. Eu nu văd ceaiurile. A, uite-le acolo, ceaiurile la un litru, ceaiuri pe care noi le bem de fel, așa arată și costă 365 de ieni. Astea sunt ceva mai scumpe pentru că vedeți, au această certificare pentru slăbit, au ceva în compoziția lor care te ajută să slăbești. Au patru, cred că patru sunt, vrei și așa negru? Bine, și unul negru. Așa? 5, cred că ajung. Mie cel negru nu prea îmi place, eu beau verde de fel. Stați că mă uit să văd dacă mai avem ceva ce ne-ar trebui de aici. Aici au ceva pentru copii, condimente pe care le pui peste orez pentru a face onigiri. Au și așa curry,
și diferite sosuri de pus lângă orez peste orez, dar nu avem nevoie de asta, o să luăm câteva când ne întoarcem în România. Ok, am terminat aici și mergem mai departe. Suc de morcov, ce fain arată! Și se vede că are o concentrație foarte mare. Costă 1200 de ieni. Asta arată super bine. Uite și suc de mango. E foarte cremos, foarte bogat. Uite, suc de struguri. Am putea să-i luăm mirei. Suc de struguri sau suc de mere. Suc de mere la 400 de ieni. 100%. Am ajuns la snack-uri, dar de aici nu o să vă arăt foarte multe, pentru că o să mai vedeți voi în clipurile cu dulciuri pe care o să le facem din Japonia, dar uitați-vă la ambalaj, pentru că toate ambalajele sunt atât de drăgălașe, cu diferite caractere. Chiar te atrag, uite, avem și așa napolitană cu Pikachu la 80 de ieni. Ia stai să mai vedem, sau așa. Cu un anime. Avem și cu Mickey, ciocolățele cu Mickey. Aici sunt ciocolățelele pentru copii. Uite, astea sunt preferatele Mirei, cu Mickey și Minnie. Și de fel primește una pe zi. Sau ai... Oh! Nu! Uite, dacă am dat-o jos, acolo. Avem și așa cu Mario. Uite, pe astea cu Mario nu le știam. Și vedeți că porțiile sunt mici, pentru că în principiu copiii nu trebuie să mănânce foarte multă ciocolată și o ciocolățică de asta pe zi e mai mult decât suficientă. Ia să vedem. Nu au și prințesa din Mario. Dar Mira nu s-a jucat Mario, nu știe. Ciocolățica asta cu Mario e mai mult pentru plăcerea mea. Avem și așa. Foarte drăgălașe. Drăgălașe rău. Hai să mai vedem ce mai avem, ce mai avem, pentru că de aici nu vă arăt foarte multe, o să le tot vedeți, pe multe deja le-ați văzut, de exemplu, siguranță recunoașteți punga de aici. Sigur, sigur, dacă nu, uitați-vă la clipul cu testez chipsuri, snack-uri foarte populare din Japonia. Hai să luăm pâine, mie de fel îmi place pâinea cu 6 felii, uite cea de aici, dar avem și cu 5 felii, și cu 4 felii, și cu 8 felii, vedeți? Eu o să iau cu 6. Mi se pare dimensiunea perfectă. Ia stai să vedem când expiră. Nu au tot felul de prostii băgate în ele. Uite, de exemplu, asta expiră pe 24 și cred că suntem în 21. De fel, ajung să arunc din ele pentru că nu reușim să le mâncăm atât de repede. Și e incredibil că pune și dulciurile și ciocolata expiră repede. Trebuie să mai iau... ciocolată cu... nu ciocolată, pâine cu ciocolată pentru Mira, care e în spatele tău, Taiga. Aici avem pentru copii, vedeți așa, ciocolată, pâine cu ciocolată, cu ampama. Și astea sunt niște croasante cu Pikachu și le-am mâncat eu Mirei și am promis că o să-i cumpăr în locuitor, că era foarte supărată dimineață, că nu și-a mai găsit croasantele acolo. Îmi pare rău, Mira, dar mi-era foame. Ok, ce mai cumpărăm de aici? Avem foarte multe cu caractere, cu personaje, uitați și aici, cât de drăguț, cu Ampama și cu Bankima. Am putea să-i luăm unul Mirei, e 90 de ieni, 94 de ieni. Ok, și croasantele erau 200 de ieni. Strudel cu mere la 88 de ieni, toate astea arată foarte bine, dar vreau să mergem să ne uităm în colțul cu mâncare gata pregătită, gata preparată. Și este gătită aici, la supermarket. Toate produsele sunt fresh și de fel expiră de pe o zi pe alta. Sunt doar produse pe care vii să le cumperi ca să le mănânci la o masă. De exemplu, nu ai chef să gătești în seara asta, vii la supermarket, îți cumperi câteva produse și gata, ai rezolvat cucina pe ziua de astăzi. Nu? Atât de simplu. Hai să vedem ce se întâmplă. Până și produsele de patiserie sunt făcute aici. Au, și asta e plăcinta mea cu mere. Arată foarte bine. Cred că aș mânca una. Este 200 de ieni bucata sau așa la 400 de ieni două bucăți. Dar la cât de bine arată, chiar aș mânca.
Să iau una, să o încerc și data viitoare, dacă îmi place, iau așa două. Pare foarte bogată mere. Sper să fie ca a mamei, cu scorțișoară, așa, din abundență. Și în spate avem gogoși, mai avem pâine, avem tot felul de nebunii, croasante și așa mai departe, produse de patiserie. Uite, croasantele de acolo. Am putea să luăm croasante pentru Mira? Nu, că i-am luat croasante așa cu Pikachu, nu are sens. Am pus-o aici pe un burger cu pui, pui prăjit, șnițel de pui și sos picant. Cred că o să-l iau să-l mănânc acum când ieșim din supermarket, pentru că mi-e destul de foame și costă doar 8 lei. Și mai au și așa cu fileo fish și sos tartar. Care mai e cu pui? Că ai zis că vrei și tu unul. Ăsta de aici, nu? E tot cu pui. Luăm așa două cu pui. Vai, cât de bine arată. O să ne așezăm după cumpărături și o să ne bucurăm de un burger pregătit aici. Și mai avem și pizza. Pizza asta e foarte bună, am încercat-o zilele trecute. Ok, luăm una așa, sigur Mira o să fie fericită. Luăm și o pizza, 600 de ieni pentru micuță, o margherita. Vrei și așa cu vită? Că au și pizza cu vită. Aici avem sandwich-uri cu fructe și frișcă. Nu le-am încercat până acum, dar sunt un desert. Iar uitați-vă aici la acest sandwich cu acest șnițel de porc. Arată atât de bine, atât de apetisant. Iubesc șnițelul de porc și nu știu ce să fac, dacă să-l iau sau să nu-l iau. Cred că o să-l las, pentru că avem atât de multă mâncare aici, chiar ai de unde alege. Onigiri pregătite tot așa aici și în colțul ăsta avem sushi, poți cumpăra sushi direct de la supermarket și este chiar bun. Uite, de exemplu, caserola asta e 390 de ieni. Mai avem, ia să vedem care este caserola mea preferată. Nu, uite, avem așa o diversitate destul de mare la 800 de ieni. Totul este fresh, totul este pregătit aici, 680 de ieni. Asta e la reducere, 478 de ieni. Această caserolă a fost pregătită azi de dimineață la 10 și expiră tot astăzi. Și de obicei seara primește un sticker cu reducere, pentru că ea a fost gândită ca masă de prânz și dacă nu s-a vândut, atunci seara poți să o cumperi puțin mai ieftină. Oricum e tot de astăzi, doar că ea era menită pentru prânz. Singura mâncare cu caracatiță care îmi place este okonomiyaki. Este un fel de clătită japoneză, dar este o clătită sărată și este foarte bună. Poate o să facem într-o zi, pentru că de fel când mergi la restaurant, o pregătești tu cum vrei, se aduc aluatul și tu faci absolut tot. Uite, o idee de video, putem să mergem la un restaurant de okonomiyaki, pentru că mi-e cam poftă de okonomiyaki, n-am mai mâncat, cred că, de vreun an, sau poate chiar mai bine de un an. Aici avem gyoza, 400 de ieni, așa, caserola, 400 de ieni, 200 de ieni. 500 de ieni, cea mare, mai chiar mare, nici nu poți să mănânci singur. Dita mai porția de gyoza, cred că în principiu e pentru două persoane și poți să mai adaugi lângă orez sau altceva. Edamame la 130 de ieni, 197 de ieni sau așa o porție mică la 60 de ieni. Iubesc edamame și este proaspătă. Tempura, tempura cât de bine arată, bombă calorică, 500 de ieni. Sau așa, la 276 de ieni, poți să cumperi și la bucată, dacă nu vrei toată caserola sau dacă nu-ți place crevetele, poți să-ți alegi tu ce vrei, cu legume, cu cartofi și așa mai departe. Uite și ceapă, asta arată bine. De obicei, atunci când îți cumperi un bento, este de fapt o masă și uite, avem așa chiftele la 500 de ieni, ai și orez, ai și un pic de salată, asta arată foarte bine. Avem vită în stil corean cu multă ceapă, eu iubesc ceapa, un ou, orez, ai cam tot ce trebuie, că dacă ți-ai asta, gata, ai o masă și costă 600 de ieni. Sau mai avem pui prăjit cu sos tartar, cu ou, din nou orez, făcut cu ceva, prăjit cred că e orezul de aici, tot așa la 500 de ieni. Cu 500 de ieni ai o masă atât de apetisantă. Avem acolo și pește, 600 de ieni. Și asta arată bine. Mi-aș lua ceva pentru în seara asta, nici nu știu. Nu e bine să vii la supermarket atunci când ți-e foame. Și uitați cât de bine arată toate. Ca să înțelegeți de ce noi nu prea gătim în Japonia. Ok, aici avem ceva cu pește la 400 de ieni. Este un bento ceva mai mic, dar avem și varianta mare la 800 de ieni. Și pe partea cealaltă, imediat ajungem să vă arătăm, astea sunt ceva mai scumpe. Avem așa, la 2380 de ieni, cu unagi, sau avem așa o altă variantă cu unagi la 1380 de ieni, asta este o variantă mai mică.
poți cumpăra și orez separat. Dacă, de exemplu, tu vrei să-ți cumperi mâncare din partea cealaltă, cele pe care vi le-am arătat fără orez, atunci poți să combini cumva să-ți cumperi, de exemplu, gyoza plus o porție de orez, așa, la 300 de ieni. Și gata, ai rezolvat cu masa. Cât de bine arată toate! Uite, orez roșu, preferatul meu, și costă 300 de ieni. Ai și o porție mai mică, la 198 de ieni. Și caserolele din partea asta nu sunt pregătite aici în supermarket, sunt pregătite într-un centru și aduse aici. Dar la fel expiră foarte repede, pentru că, de exemplu, avem aici, această salată expiră mâine, astăzi suntem în 21. Și la fel, toate expiră a doua zi. Aici avem salate cu ceva maioneză și avem și mai multe salate în partea cealaltă, salate verzi și proaspete, care la fel expiră mâine, toate expiră mâine, din ce văd eu, asta expiră azi, aia expiră mâine, la 300 de ieni, la 200 de ieni, sau așa, la 258 de ieni. Și avem și pizza în stil Lidl, pizza instantă, o bagi la cuptor și uite, și asta expiră repede, expiră pe 1 august, adică doar 2 săptămâni. În principiu v-am zis că majoritatea produselor au un termen atât de scurt și expiră atât de repede. Avem și mini pizza, astea sunt bune de dimineață și poți să le bagi la cuptorul cu microunde. Cât de bine arată, dar sunt... uite și nan. Nanul ăsta chiar mi-a plăcut, uite, o să-mi iau și eu un nan să-l am în casă. Și la fel îl bagi la cuptorul cu microunde. Ăsta e chiar bun. L-am găsit și la Combini. Asta în principiu e mâncare pe care o găsești și la alte supermarketuri, dar mâncarea care este pregătită la un supermarket anume diferă de la supermarket la supermarket. Hai să luăm iaurt pentru Mira, pentru că nu mai avem iaurt și mă nebunea cu Mumu San. Și aici îl avem și pe Mumu San, doamna Mumu, pentru că este covăcuță, este iaurtul preferat al Mirei, expiră la sfârșitul lunii iulie. Putem să luăm două așa, pentru că mănâncă în fiecare dimineață iaurt și uneori mai iau și eu cât un iaurt de la ea. Mai bine să avem un frigider și iaurt de băut pentru Mira, așa, de la Yakult. O să luăm 3. Uite așa. Am ajuns la lapte, avem așa la 99 de ieni sau la 200 de ieni, la 198 de ieni. Care este laptele meu preferat? Stați că nu-l văd, e de la Meiji, uite la aici, la 228 de ieni. Asta este laptele pe care noi îl luăm de fel, dar avem până și lapte, așa, la un litru, la 99 de ieni. 99 de ieni, 4 lei. Ok, luăm și un lăptic, pentru că Mira tot timpul mă întreabă. Mami, îmi faci orez cu lapte, îmi faci orez cu lapte. Și vreau să vă mai arăt ceva. Pentru copii, și tare fain ambalat, uite, avem așa salam pentru copii, în formă de Mickey, expiră pe 11 august. Sau avem cârnăciori cu Kitty Chan. Și vedeți că avem Kitty Chan pe cârnați. Sunt un fel de crembuști pentru copii. Și aș mânca și eu salam. Sincer, n-am mai mâncat salam de când am plecat din România. Nu prea mănânc salam aici, dar pare că mi-e poftă de salam. Aș mânca... nu știu ce aș mânca. Ia stai să vedem care e cel mai bun. Un salam uscat aș mânca, dar nu văd aici. O să iau niște șuncă din partea asta. Așa, la 300 de ieni și aș mai lua ceva, dar nu știu ce să mai iau. Până și salam, uite, expiră pe 29, în câteva zile. Gata! Îmi fac pofta, mi-am luat un pic de salam. Cârnați, noi cred că mai avem cârnați, dar de fel, ăștia sunt cârnații care nu ne lipsesc din frigider. Sunt 400 de ieni, sunt absolut delicioși. Sunt cei mai buni cârnați de pe piața japoneză. Și au și varianta picantă. Taiga preferă varianta picantă. Hai să ne uităm puțin și la carne, să vă arăt prețurile, să vă faceți așa cât de cât o idee necondimentată. Avem așa pui cu miso la 460 de ieni sau avem porc la 400 de ieni. În principiu asta ar fi o porție pentru o persoană. Hai, poate două dacă sunt mai puțin mâncăcioase, dar dacă sunt ca mine, atunci pentru o singură persoană. Avem și așa la 240 de ieni, vai cât de bine arată. Avem până și șnițele gata pregătite, tot ce trebuie să faci e să le pui în tigaie, uite, la 580 de ieni și ai 5 bucăți. Sau mai avem așa 6 bucăți la 580 de ieni. Vai, cât de bine arată toate. Hai să vă arăt și carnea. Carnea de pui la 400 de ieni. E dita mai caserola.
sau așa la 490 de ieni. Cât de bine arată și uite că a fost tăiată pe 20 iulie, ci că pe 22 iulie expiră, doar două zile. Dar în principiu o iei, o bagi în congelator și când ai nevoie de ea o scoți de acolo. Îmi place că în Japonia, uitați-vă la feliile astea, sunt feliate foarte, foarte subțire și de fel dimineața poți să pregătești în loc de bacon două bucăți de porc din acestea foarte subțiri și gata micul dejun. Avem la 256 de ieni sau la 480 de ieni. Avem și așa pentru friptură, bine, astea nu prea sunt pentru friptură, sunt pentru friptură, dar e o porție mică tot așa pentru o singură persoană, la 450 de ieni. Aici avem pentru shabu-shabu, carne foarte, foarte subțire tăiată, prețuri între 150, 400, 500 de ieni, cam astea ar fi la carne. A, nu, de fapt, astea de aici sunt de la, pentru shabu-shabu și uitați cât de faine sunt aranjate aici în formă de floare la 690 de ieni. Avem și porc iberico la 470 de ieni, da, uite. Asta e 800 de ieni, asta mică e 470 de ieni, sau avem și așa la 420 de ieni. Aș mânca miel, mi-e poftă de miel, dar nu știu cum să-l pregătesc. Iar fix lângă am dat de vită, vită din Australia, la 400 de ieni, iar cea de sus este 569 de ieni și este vită din Hokkaido, din Japonia, din nordul Japoniei. Uitați-vă la diferență, cât de apetisant arată cea din Japonia și cât de plictisitoare e cea din Australia. Vedeți, n-are absolut nimic. Asta e așa, are ceva ce te atrage și grăsimea aia și culoarea și absolut tot, arată foarte bine. Iar sus avem limbă și organe. Caserola asta este pentru yakiniku, pentru grătar în stil japonez și ai un amestec de diferite tipuri de carne, ai și porc, ai și vită la 1184 de ieni. Vită din Australia, din nou, nu văd vită japoneză, ba da, cea de aici este vită japoneză și uitați-vă la diferența de preț, cea din Japonia este 960 de ieni, iar cea din Australia este 580 de ieni și din nou, uitați-vă și cum arată, asta e o mare diferență, stați că nu știu care se vede mai bine aici. Vedeți? Care textură cea din Japonia, iar cea din Australia e doar roșie. Atât. N-are absolut deloc textură. Și gata și la carne. Nu cumpărăm carne de data asta, dar o să ne întoarcem. Mergem după NATO, fructe, legume. A, și orez. Era cu pe ce să uit de orez. Vedem unde e orezul. Aici avem mâncarea instantă. Nu ne interesează. Căutăm orezul. Sosuri. Sos de soia. Toate astea sunt sosuri de soia. Avem variante mici sau variante foarte mari, pentru că, uite, și noi de fel folosim sos de soia la absolut orice, dar vreau să vă arăt sosul de soia de la Kikkoman, pentru că pe ăsta îl știți și voi, îl avem și noi în România și costă 358 de ieni, dita mai sticloiu, sau avem așa varianta la 750 de ml la 338 de ieni și aș vrea să găsesc și sticluța mică, sticluța pe care o găsim și în România, care este cea de aici, la 188 de ieni. Nu mai țin minte cât era în România, dar știu că era mult mai scumpă. Kikkoman este cel mai bun sos de soia, este sosul de soia pe care noi mereu îl folosim. Am ajuns și la sake, sake pentru gătit, uite, la 300 de ieni, la 158 de ieni. Am găsit orezul, avem orez din diferite părți ale Japoniei, orez la 5 kg, care ar fi cam 2000 de ieni, 2200, 2500, 2800, diferă de la orez la orez. Avem orez și la 10 kg, da, m-ați auzit bine, la 3500 de ieni sau la 4400 de ieni. Și aici avem orezul mic, fie avem așa orez pe porții, ai în interior 5-6 porții, nu, 5 porții, 1 kg și jumătate la 980 de ieni. 2 kg de orez la 980 de ieni. Hai să vedem pe care îl luăm și noi. Vai, cât de bine arată. Până și orezul este ambalat fain cu auriu, așa, auriul ăsta care îmi place mie. Ăsta arată bine, este 1400 de ieni. Îl luăm pe ăsta? O să luăm varianta asta. Bun, suntem aproape gata cu cumpărăturile. Mai avem nata. Să ne uităm puțin la fructe și am terminat. Strugurele de aici arată tare bine. E 1980 de ieni. Uitați-vă la el. Piersică la 398 de ieni bucata, dar uitați cât de bine arată, e foarte mare, eu nici n-am văzut piersică așa mare. Sau avem și așa două piersici la 600 de ieni sau două piersici la 780 de ieni. 128 de ieni tot bucata, sunt foarte multe la bucată, mere la 198 de ieni bucata, merele sunt destul de scumpe, avem și așa la 198 de ieni sau cele de aici la 99 de ieni, astea sunt preferatele mele. Broccoli 158 de ieni bucata.
roșii la 99 de ieni bucata sau o caserolă micuță la 280 de ieni. Ceapă la 59 de ieni, dar e dita mai ce poaia, sau avem așa cartofi la 69 de ieni bucata, da, m-ați auzit bine, 69 de ieni bucata, sau cartofi dulce la 198 de ieni, tot așa bucata, bineînțeles, că totul e la bucată, sau avem și așa o punguță mică de câțiva cartofiori la 258 de ieni. Astea sunt cele mai scumpe ouă de aici, costă 248 de ieni caserola, dar avem și așa la 218 și cele mai ieftine ar fi la care sunt 198 de ieni. Deci ar veni cam 8-12 lei caserola de ouă. Cam așa arată coșul nostru, o să mergem să plătim. Am luat de toate, am luat până și gel de duș, și ață dentară pentru Mira, și pastă de dinți pentru Mira, și mâncare pentru acum, și mâncare pentru diseară, și băuturi nu am luat foarte multe, pentru că nu vrem să le cărăm până acasă, dar în principiu cam așa, luăm 5 sticle și venim o dată la 2 zile doar pentru băuturi. Și gata, am terminat, am cumpărat tare multe, am cheltuit astăzi 10.000 de ieni, dar astea sunt cumpărături pe o săptămână întreagă, plus că avem și masa de seară aici și gustarea de acum, pentru că v-am zis că ne este foame, ne-am luat acest burger. În principiu, azi că am văzut tot ce am cumpărat, în afară de gelul de duș, ce am mai luat aici? Miere și unt. Astea sunt câteva produse suplimentare, produse pe care voi nu le-ați văzut. Dar gata pe ziua de astăzi, gata și cu cumpărăturile, mergem să le aranjăm, mergem să le băgăm în frigider și noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat! Pa!